Bine v-am găsit, minunați oameni din Praf de Stele, și bine ați venit la provocarea mea creativă de 366 de zile, în care mă provoc să scriu, compun și pictez în fiecare zi din acest an. Și chiar dacă nu am postat în această săptămână, din cauza că suntem într-o perioadă foarte dificilă, din cauza virusului, a trebuit să reorganizez foarte multe lucruri și nu am avut timp să editez ceea ce am făcut. Deci, chiar dacă nu am postat, nu înseamnă că nu m-am ținut de treabă. Am pictat, am scris și am compus în fiecare zi și astăzi aveți rezultatul a celor ultime 5 zile de muncă. Având mai puțin timp, am făcut o poezie cu 7 strofe și am încercat să scriu câte o strofă sau câteodată chiar mai mult în fiecare zi. Iată și poezia. Șlefuială. Și-am să șlefuiesc o leacă și obrazul tău. Vezi să te mai speli pe față și nu mai rânji la mine sub mustață. Și-am să șlefuiesc o leacă și vorbele tale. Nu mai stau chitit, că de când te auzi vorbind, nu te-ai șlefuit. Am să șlefuiesc o leacă cum te comporți cu mine. Nimeni nu-i mai răsărit. Avem toți același drept, la dus și venit. Am să șlefuiesc o leacă tot ce crezi că ești, că ai ca mine două mâini, două picioare, doar gura e mai mare. Și am să șlefuiesc o leacă ce crezi că sunt eu. Măi, frate, dacă tac și-mi văd de treabă, le văd toate. Socot toate, nu-ți face idei de grabă. Și-am să șlefuiesc o leacă cum mă tot închin. Văd că timpul mă învață să-ți spun să te speli pe față. Am paharul plin. Toate par mai șlefuite și tu șlefuit. Tu credeai că nu-ți văd boala? Dar de când cu șlefuiala văd că te-ai albit. Sper că v-a plăcut poezia mea, sper să vă dea putere celor cărora câteodată v-ați simțit poate ținut sub papuc, poate ne luați în seamă, poate batjocoriți, poate ținuți jos să nu vă ridicați, poate nu neapărat de o persoană, poate să fie de o situație sau de un întreg sistem. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit ceea ce am făcut astăzi, ce am făcut ieri și în ultimele zile, și nu uitați să mai șlefuiți persoanele din jurul vostru dacă le vedeți un pic neșlefuite. Nu uitați să vă întrebați ce am făcut astăzi ca să mă apropii cu un pas de visul meu. Pupici!